the world. Hai, Andreea, de. Îi dau? De. Andreea Rainoff, tras 1. Am venit la Superstar pentru că așa m-au împins prietenii, pentru că eu n-aș fi avut curaj. Într-un fel, în sinea mea, îmi doream de mult să fiu la televizor, doar că ceva n-a fost să fie până acum. E foarte stingher cumva să vii, să cânti în fața patru oameni, este, cu două boxe, cu microfonul așa, n-ai public, n-ai nimic. E foarte greu. Știi? Da, și e bine că e greu, da. Și atunci, întotdeauna vor apărea imperfecțiuni. Eu am hotărât să fac o schimbare majoră. Fă. Nu mai scriu, major? Nu mai scriu pe orizontal, scriu pe vertical. Ai mai mult loc, ți-ai dat seama, nu? 3, 2, 1, 1. Bună seara! Bună seara! Numele meu este Andreea Rainoff și am 20 de ani și sunt din București. Vai, ce culoare vie! Ce culoare e asta? Nu știu, aș zice un magenta, un fucsia. Da, 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 o, Doamne! Magenta, da. Merge? Da, nu că merge, aleargă. Dar roz nu mai merge. Roz, ia. Pentru Raluca roz. Așa. Roz. Și costumul? Sincer să vă zic, de la o prietenă. Bravo. Că mi-a plăcut foarte mult și am zis, păi, eu cred că așa se cuvine. Pentru oamenii ăștia. Așa se cuvine pentru oamenii ăștia. Frumos. Ce să mai zic? Ce râs de hiena ai tu. Mie îmi place tot așa râd. Foarte bine. Ia spune, Andreea, care este istoria ta muzicală? Istoria totul a început mea... când eram mică, nu? Păi nu. Nu. Eu am început la 12 ani în corul școlii. Târziu. Târziu. Bătrânită. Da. Ai pierdut terenul, a plecat din gară. Asta e. Dar măcar a ajuns la voi. Ei, n-a ajuns, a staționat deocamdată pe aici. Să vedem dacă pleacă mai departe. Eu zic că da. Hai să vedem. Așa ceva. Cum să se duc acolo? Păi. De ce te-ai oprit? Păi era mai puțin. A, da? Asta era tot ce ai vrut să găsi? A, asta era toată piesa, nu? Era un minut jumate. E perfect. Nici nu mai trebuie. Băi, ești prost? Băi, ești nebun? Da, de mi se pare fantastic ce ai făcut tu cu piesa asta. Este o sălbăticie nebună. Wild Horse. Păi cam așa, sunt și eu. Este o sălbăticie ce ai făcut tu. Mulțumesc din suflet. Da, nu mă gândeam, nu m-am gândit niciodată. Deci a fost ceva total neașteptat unde te-ai dus tu după aia. Doamne. Sunt șocat. Mulțumesc mult. Ce ai făcut tu dintr-o capodoperă deja? A fost total surprinzător. Eu n-am auzit asta niciodată și am auzit multe interpretări ale piesei astea și de bărbați și de femei. Dar asta n-am auzit niciodată.
Mulțumesc frumos. Sălbăticie direct. Îmi place, neașteptat. Mulțumesc. Nu mai ai nici pix acum. Pentru ce mai trebuie? Andreea. Țin minte ce vreau să spun. Așa. Știi ce nu mi-a plăcut mie? Atunci când reușești să iei niște note, aș vrea să nu văd privirea aia de la final, gen de... Ați văzut? Eu pot. Știi? N-am văzut. Aș vrea să-mi transmiți până la final ceea ce vrei să transmiți. Pentru că... Zi, de ce râzi? Mi se pare tare tu. Vezi? Ați auzit ce am făcut eu? Știi? Ai voce frumoasă, ai ureche bună, scăpări, asta da, este, dar într-adevăr neașteptat. Mulțumesc din suflet. Nu vreau să vă stric sărbătoarea, dar urcușul ăla sus, da, da, a fost da, frumos, da, dar a fost greșit. Eu apreciez intenția. Plus la asta, eu după ce am fost un pic uimit și dezamăgit într același timp. Trebuie să fie un cuvânt despre asta, știi? Adică uimit de faptul că n-am fost uimit până la capăt, nu știu cum, știi? Adică eu așa parcă am prins a mă uimi. Dezuimit. Dezuimit, da, știi? M-ai dezuimit. Asta nu este omenește. Promit că nu mai fac. Și nu-i prietenește. Dar finalul cel la fetiță a fost de o putere înspăimântătoare. Mulțumesc frumos. Așa că tu m-ai uimit, m-ai dezuimit și m-ai mai uimit odată. Uimit, dezuimit, da, și uimit. Și apoi după ce uimitul m-am a doua oară, s-a ridicat smiley, eu m-am uimit încă o dată. Și apoi, cu ăsta? Și apoi m-am uitat că s-au terminat cuvintele la piesă, m-am dezuimit. Mi-am amintit de ce m-am dezuimit prima dată la note, m-am uitat la smiley înapoi. Zic, dar de ce s-o fi uimit ăsta? M-am dezuimit înapoi. M-am uimit a doua oară. Zic, ce-o fi? Știi? Și eu piesa am terminat-o cam așa. Adică, mă rog, nu în organism, dar în creier era cam asta, știi? Și da, așa acum des îmi revin și să mă pregătesc să votez. Mulțumesc frumos pentru tot. Cu plăcere, Marius. Andreea, ăsta e rolul muzicii, să creezi o așteptare, după aia să înșele așteptarea, apoi să te surprindă iarăși plăcut, apoi iarăși să te dezamăgească. Eu zic că mai bine așa decât să fie boring. Da, mă, da, cu siguranță. Băi, dar și tu ai înghițit stația când erai mică. N-au fost atenți ai tăi. Și tu, ce e asta? O stație. Ce-ai făcut, Andreea? Ce piese mai ai tu în palmares tot așa cu forța asta? Păi, am eu... Am eu pe acolo. Un gând, da. Vine cum gândul spus tău. Eu un gând, am eu un cum gând. Cum i-a spus eu un gând cu buza lăsată, parcare 62 de ani și casieriță. Am eu un prieten. Știi? Ia zi, ce prietenă? Casieriță. Bun, bătrânico. Ce piesă îți mai e prieten așa? Păi de la Demi Lovato, Stone Cold. Oulu. Ok. Da, eu vreau să te aud și Stone Cold. Vrei să faci acapela piesa da, asta? Da, ca da. Păi nu am negativ la aia, deja. Fim pozitivi. Bine. Da. Stone Cold, baby, God knows I try to feel happy for you. No. Bă, câți ani de cant ai făcut? Nu fac. Bă, ești nebun la cap. Da. Tu-ți dai seama, ai prieten? Am, da. Să nu țipi așa la el. Păi nu se ceartă cu mine. Mamă, și-a zis-o și... Mamă, și-a zis-o și printre dinți așa, mă. Vai, păi nu se ceartă. E aici cu tine? Da, e. S-au muiat genunchii. Eu cred că el stă așezat acum.
Hai, zice în gândul lui, ce bine că n-am provocat-o niciodată așa. Da, da, da. Eu cred că el se roagă mai tare să ia, da, decât da, ea, da, sigur. O, Doamne, dacă ia patru din nou, e grav. Și vine înapoi. Și începe. Aoleu. Când o plânge asta și când o urla. Ai o forță incredibilă în voce. Trebuie să scap de mediile alea cumva. Poate cu un pic de distors, poate cu un pic de edge. Când ataci nota să nu pară că ne-ai tăiat pe viu. Da. Ar fi fain. E mai drăguțe începuturile de frază muzicală. Da. Că forță o ai, dar acum nu trebuie să distrugem barajul de la Oașa. Hai să votăm. Andreea, mai entuziasmat. Mulțumesc. Din partea mea ai un da. Mulțumesc frumos. Mister? Ah, da, dacă alegi piesele potrivite și le cânti mai atent, o să te vedem în finalul, Dămcean. Mulțumesc. Andreea, ai și de la mine un da și o lăsăm pe Raluca ultima. Mulțumesc. Ai un da și de la mine. Yes. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc tuturor. Sirena noastră, și nu mă refer la sirena din ocean, a trecut mai departe. Mulțumesc frumos. Domnișoara Fucsia. Râsul ăsta, mă. Da, 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 da. Plin de sinceritate. Mulțumesc frumos. Felicitări. Mulțumesc din suflet. Atent la alegeri. Știți când miercurea dimineața, nu știu, din când în când, miercurea să fac exercițiile alea, știi? Să vadă dacă mai merg alarmele alea de pe blocuri. Să fac? Eu nu le aud niciodată. De acum, de unde stăm noi, nu le mai auzim. Dar le auzeam. Când eram mici. Așa e fata asta, efectiv. Bă, se urcă deci fără frică. Eu am rămas șocat, real. Am sărit de pe scaun, am zis, bă, nu cred că s-a dus acolo. Fata asta m-a entuziasmat, dar drept. Adică nu n-am putut, pur și simplu, parcă am avut niște arcuri pe scaun și am sărit. N-am necontrolat. Și cred că este exact ca un cal sălbatic pe care ți-e frică să te sui, dar pe care dacă știi să-l stăpânești, poate să câștige cursa. Bravo, 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 bravo.